O acțiune unică, ea nu avea niciodată efect, chiar dacă va fi extrem de dură, da, și vom prinde toți doctorii corupți de astăzi, ei vor dispărea mâine din spital, poi mâine în locul lor va fi următorii. Tratamentul chirurgical al cataractei costa 352 de lei și tariful nou care deja a intrat în vigoare este de 14.600. Aceste ajustări ale tarifelor, ar putea ele cumva să ajute ca cât de cât un pic corupția să fie mai mică în sistemul medical? Niciun serviciu medical nu poate costa mai ieftin decât facerea unui manicuri. Nicăieri în lume nu este așa inversarea prețurilor. Cum mai exact sunt afectați pacienții de practicile corupte din sistemul medical? Deturnarea banilor de la pacient și a doua mare consecință este reducerea calității actului medical.